Epidemie de viroze, să știi, după temperaturile scăzute. Am văzut și în adevărul din 15-16 ani. Ai văzut că am avut temperaturi și de 35-36 de grade Celsius. Da. Numai departe de acum două zile temperaturile au scăzut foarte mult și am avut cea mai răcoroasă zi de vară. 17 grade. Exact, exact. Uite așa, jucăm de la o extremă la alta. Vestea bună este că se încălzește ușor, dar sigur în zilele următoare și la această oră avem vreme predominant frumoasă în cea mai mare parte a țării. Temperaturile sunt cuprinse între 8 și 21 de grade Celsius. Cel mai frig în acest moment este în estul Transilvaniei, la Miercurea Ciuc, acolo sunt doar 8 grade Celsius. Cele mai ridicate temperaturi se înregistrează la Constanța, dar și în Sulina, 21 de grade. Cum va fi astăzi în restul țării, vă spun în două secunde. Vremea predominant frumoasă pe parcursul zilei de astăzi în aproape toate zonele țării. Meteorologii anunță un cer senin și un vânt slab, cel mult moderat. E adevărat că în partea a doua a zilei sunt posibile unele averse însoțite de descărcări electrice și fenomene asociate instabilității, în special în zonele de munte, dar și în Dobrogea. Mare atenție, pentru că sunt fenomene cu totul și cu totul izolat. Vorbim despre temperaturi cuprinse astăzi între 25 și 30, poate chiar 31 de grade Celsius, temperatura așadar în ușoară creștere. 26 de grade este maxima din Brașov, 28 în schimb vor fi la Sibiu și 24 de grade la Miercurea Ciuc. La Miercurea Ciuc o vreme destul de răcoroasă, chiar și la această oră temperaturile sunt sub 10 grade Celsius. În schimb, în Baia Mare vorbim deja despre valori ce se apropie de 30 de grade Celsius. În zonele de câmpii așteptăm astăzi și cele mai ridicate temperaturi, respectiv 30-31 de grade Celsius și cu tot izolat, valori ce pot atinge 32 de grade. În capitală, să știți că vorbim despre o vreme din ce în ce mai frumoasă și mai caldă. Maxima de astăzi va urca până la 30, chiar 31 de grade Celsius. La această oră, în București, un cer senin, un vânt slab, cel mult moderat și temperaturi undeva la 16 grade Celsius în nordul capitalei și avem deja imagini din partea de nord a Bucureștiului. Aici cerul rămâne senin pe tot parcursul zilei. Vântul nu va trece de moderat, iar șansele de precipitații pe parcursul zilei de astăzi sunt egale cu zero. La stația meteo din centrul capitalei, temperatura este ceva mai ridicată decât cea înregistrată la periferie, undeva la 17-18 grade. Haideți să vedem ce se întâmplă și în zilele următoare, pentru că apar schimbări destul de importante. Vedeți deja un nou val de caniculă se apropie de teritoriul țării noastre. Este un val de caniculă venit din nordul Africii. Va acoperi în special zonele de câmpie din vestul, sud-vestul și sudul teritoriului. Aici se vor înregistra în zilele următoare aceste temperaturi de 36, chiar 37 de grade Celsius și disconfortul termic va fi deosebit de accentuat. Mâine însă o vreme călduroasă, nu neapărat caniculară, maxime de la 27 la 33-34 de grade Celsius și începe deja încet, dar sigur, să se resimtă și acest disconfort termic accentuat. Atât de